Salutare tuturor, eu sunt Xlader și bine v-am regăsit la un nou Motion Showcase. De această dată prezentăm un mod foarte, foarte tare. Se numește Base Defend Mod. Ce face acest mod? Este foarte simplu. Vă ajută să vă protejați baza în cazul în care aveți o bază așa afară cu un semn așa distinctiv. Vă ajută să protejați de creeper, de zombie, cheleton și alte prostii. Înainte să începem acest episod, vreau să vă rog pe fiecare ce sunteți fan adevărat să apăsați butonul de like și sper că putem strânge 1000 de like-uri. Da, la episodul anterior am strâns 1000 de like-uri, sunt foarte, foarte fericit pentru că am strâns 1000 de like-uri. E ora 4 dimineața, nu am reușit să filmez pentru că am fost plecat și am venit puțin obosit și trebuia să filmez episod. Dar hai să continuăm cu acest mod. Întrebarea de astăzi este... ați vrea să postez câte un Motion Showcase pe zi? Da sau nu? Lăsați răspunsul vostru în comentarii să vedem ce iese. Mi-ar plăcea să postez câte un Motion Showcase în fiecare zi pentru că am văzut multe canale în străinătate pe care le apreciez și funcționează atât de bine cu acest principiu. Hai să trecem la mod. Modul este foarte, foarte simplu de utilizat de către oricine. Adaugă chestiile astea Minecraft, ai procesor, Defense Station, Glass Lens, asta Wireless, Surveillance Camera Upgraded și Security Board. Cum funcționează aceste chestii? E foarte, foarte simplu. Prima oară aveți nevoie de telecomanda asta Wireless Tunnel. Se craftează cu Iron, în formă de pantalon de invers, un Ender Pearl și un băț. Asta o punem aici. Următorul pas, vă trebuie un Defense Station. Se craftează cu foarte, foarte mult iron, în formă de pantalon de invers, cu cuburi de iron. Simple, ai procesori care se craftează așa. Da, și wireless tuner care v-am arătat. Da, luați asta. Următorul pas, vă trebuie camera. Camera asta puteți să o montați pe casă undeva unde să acționeze. Prima dată trebuie să craftați camera asta care se craftează așa. Pantaloni în invers, care încep invers, un wireless standard și cu un lens. Lensul se creează foarte, foarte simplu, ați văzut acolo. Da, și camera asta trebuie să upgradați pentru că ea nu se mișcă și nu funcționează. Se upgradează cu un os, îi dați un os ca la câine, pac, și și-a revenit și funcționează. Cei mai importanți, cele mai importante iteme din acest mod se numesc Security Board. Cum se craftează? Pac, 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 3 blocuri de fier, 3 blocuri de fier, wireless standard, ai procesor și vagonet, ați văzut acolo, un vagonet normal. Da, haideți să luăm camera de asta evoluată și boți. Bun, am revenit din nou pe Minecraft, se pare că Minecraft-ul meu a ținut să-mi facă niște shoti și a dat crash. Haideți să vă explic cum funcționează aceste iteme pe care le luați voi și vă protejează baza. Am setat aici un mic test să vedem dacă funcționează sau nu. Aici voi pune roboții, aici voi pune zombii și să vedem ce se întâmplă. Ca să instalați acest mod este foarte, foarte simplu. Luați mașineria asta, puteți să o puneți în orice colț vreți voi. O să o pun aici. În caz că dați click dreapta pe ea, o să vă apară numele meu, adică pe cine protejează și cine e conectat pe server. Da. În cazul că vă atacă zombii, roboții o să vină și să vă protejeze dacă aveți numele trecut aici. Haideți să luăm niște zombii. Luăm niște zombii. Îi spawnăm aici. Așa, pac, 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 pac. O să ziceți voi, băi, ești nebun. Nu o să meargă niciodată prostia asta ta. Da, a spus frigiderul ăsta aici, adică centrul de lucru. Luați o telecomandă pe care v-am arătat cum să o craftați. Shift și click dreapta și scrie Store Data. Când v-a scris Store Data, trebuie să dați click pe aceste butoane roșii, nu știu, așa funcționează. Dacă dați click aici, nu merge, o să vă apară ceva cu eror. Când vă apare Store Data, voi deja puteți să vă luați roboții. Eu o să iau câțiva roboți aici pentru că sunt foarte, foarte scump. O să punem tot rândul ăsta de roboți. Pac, 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 pac. O să le dăm drumul și pe afară. V-am arătat aici în casă pentru că roboții o să fugă de mama focului prin junglă, până alea să omoare zombii și sunt foarte însetați să omoare. Dacă apăsați shift și click dreapta, puteți să despawnați roboții, asta e foarte, foarte inteligent.
Dacă greșiți și vreți să mutați roboții sau vreți să mutați baza foarte, foarte tare, puteți să dați click dreapta și scrie connected successfully. În acest moment roboții sunt conectați la acel aparat, la frigider, și frigiderul îi va coordona. Tot ce trebuie să mai faceți acum e să puneți o cameră video. Camera asta, surveillance, nu știu ce, aia e aia cu osul, care și se mișcă, dar are os, e ca un câine. Și se mișcă, puneți camera aici, pac, deja camera a început să înregistreze și se mișcă foarte, foarte fain. Și în caz că spargeți acest gard, deja va trebui ca roboții să atace zombii și tot așa. Dar, uitasem noi un singur lucru să facem, vedeți, nu se atacă zombii cu mașinăria. Luați telecomanda, click dreapta pe cameră și ați conectat-o. Și deja roboții au început să-și facă treaba și să omoare zombii. Ia uita și le dau. Ăștia nici măcar nu dau seama ce e aici. Haideți să facem o șmecherie și să băgăm niște golem de aia. Nu-ți dau golem de la The Iron. Uite așa. Ia să vedem, îi dă. Așa, așa. Oh my god! Roboții ăștia sunt foarte șmecheri. Ăsta să gliciuim perete, după cum vedeți. Degeaba stau ei pe loc, pentru că ei le dau, vedeți? Foarte, foarte epic. Da. Și dacă pune și afară, uite, avem o cameră și afară, dar e neconectată. Da. Hai să facem de centru de ăsta pe aici. Mai repede. Și să vedem cum se rezolvă treaba ca între șmecher. Puneți ăsta aici jos. Luați niște pământ de ăsta, pac, pac, pac. Puneți camera mai sus pentru că va registra. Unde e camera? Asta e camera. Pac. Vă puteți plasa roboții acum. Hai să punem foarte, foarte mulți. Nu cred că o să îi conectez pe toți, dar mă rog. O armată de roboți. Asta e armata roboților versus armata golemilor, dar nu o să o pun acum. Deci am pus aia, am pus camera și ne mai trebuie telecomanda ca să-i conectăm. Așa, foarte, foarte simplu. Trebuie să apăsați pe roșu ăsta până scrie store data, vedeți? Roșu, acum scrie store data, da? Acum trebuie să dați click dreapta pe roboții ăștia. O să dăm random pe aici, cine se conectează, se conectează, cine nu, nu. Deja apăs pe iarbă și vedeți că scrie că invalid nu știu ce. Da. Și acum tot ce trebuie să facem e să conectăm camera și va fi o nebunie, dar trebuie să spawnăm întâi golem. Unde sunteți, băi, golem? Hai să vă văd eu. Vă voi spawnăm mulți, 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 mulți. Să vedem cine bate. Voi cine credeți că bate dintre golem și roboți? Eu zic că bat roboți. Pentru că sunt mai șmecheri și mai tupeiști decât golem. Hai să conectăm camera. Și scrie conecte succesul. Păza! A început bătălia. Fiți atenți. Ia uite, mă. Bă, voi ne ajutați, mă. Ăștia nu se bagă, mă. Ia uitați și se bat roboții. Ăștia sunt vreo 5 roboți pe unde sta. Uitați-vă la viață în sus și repede scade. Vedeți cum îl omoară roboții? Și așa vă veți proteja baza foarte, foarte ușor. Cu ajutorul roboților. Foarte, foarte epic. Eu vreau să dați like pentru că modul merită și ajuta și creatorul să creeze mult mai multe moduri de acest fel. Eu am fost Xlader, baftă lume, pa!